Deci este atât de ciudat să fac acum introducerea pentru clipul acesta, ținând cont de faptul că acum jumătate de oră făceam încheierea la clipul trecut. În fine, bine v-am regăsit și astăzi. Este 3 decembrie, vineri, ora... cât o mai fi ora? 8 și 6 minute. Eu am făcut duș, am postat daily vlog-ul, mă bucur atât de mult că reușesc să mă țin de zilele alea de postat, deci nu vă imaginați ce-i drept sau cu agenda lângă mine, altfel nu aș face față, plus că mai am clipuri filmate pentru săptămâna următoare, adică voi cred că le-ați văzut până să vedeți daily vlog-ul ăsta, sau cel puțin așa ar trebui, în fine, nu știu. Este vineri, cum vă spuneam, am făcut duș, am terminat toată treaba, sunt extrem de obosită, deși știu că nu pare, dar am încercat așa să-mi dau un refresh. O să vină la noi acum Vlad, de fapt nu acum, 10, 15, 20 de minute, habar n-am, Cristi încă e în duș și vedem ce mai facem, o să-i facem și niște fotografii la brădulețul nostru, comandăm ceva de mâncare... Vedem, chiar vedem, nu știu ce facem, nu avem nimic programat. Pe la vreo 11, cam așa, poate îi cântăm la mulți ani lui Cristi, pentru că este mâine ziua lui, el nu știe că aș vrea să-i punem lumânărelele în tort și să-l tai, mă rog, în tort, în cheesecake astăzi, că i-am spus că îl poate mânca doar mâine de ziua lui, dar facem o excepție și îl tăiem în seara asta. Și cam astea sunt planurile pentru astăzi, deci nu avem mare lucru. Eu m-am ocupat azi de curățenie în absolut toată casa și de spălat și toate lucrurile. Am făcut ordine în cele 1500 de farfurii și castroane în bucătărie. Am filmat, am editat, în fine. Așa, să vă zic puțin de planurile pe care le avem pentru mâine. Mâine, că nu știu când mai vorbesc cu voi, așa în liniște. Deci, mâine dimineață o să mergem la părinții și bunicii lui Cristi, pentru că au acolo un tortuleț pentru el, să-l sărbătorim și așa mai departe. Pe urmă, mergem la mine acasă, îl sărbătorim și acolo, îl sărbătorim peste tot și stăm acolo până duminică. O să vă arăt cum au decorat tata cu ajutorul lui Cristi casa, pentru că e superbă, deci pur și simplu superbă. V-am arătat eu pe Instagram, însă acum au definitivat-o, cred eu, voia să mai pună tata câteva chestii pe acoperiș și pe balcon, parcă. O să vă arăt și cum a făcut mama bradul, pentru că l-a făcut pe 1 decembrie. Mâncarea pe care o face mama aia, probabil o să facem un grătar. Bine. Așteptăm să vină Vlad, până una alta mai ascult și eu 2-3 colinde și să dăm comandă de mâncare, că mi-e cam foame. Sincer. A ajuns și mâncarea între timp, după foarte mult timp, și ne-am comandat aici burger ceva. O să vă arăt când deschidem. Sper să fie bun și sper să fi meritat așteptarea. Dacă nu, cineva o să aibă de suferit. Vedeți cum arată ochelarii mei? Uite-te, sunt bine rău. Vreau să ții geaca de ea. Da. Stați puțin. Să mă așez, imediat se reglează situația. O, Doamne, o, Doamne. O, altceva, ne vedem și noi ca oameni. Bună, mami. Iubesc. Este ora... Cât este ora? 3:30. A, este ora 3 noaptea. Ce n-ai făcut aici? Este, da. 3 noaptea, 3 fără 5, de fapt. La mine e 3 fără 5. A plecat acum Vlad. Ne-am distrat, a fost foarte frumos. I-am făcut, v-am zis, și că... I-am făcut și câteva fotografii. Scuze că vă buții, dar încerc să mă dezbrac ca să nu transpir. I-am făcut câteva fotografii, am stat, am tăiat cheesecake-ul. Cred că v-am arătat și vouă. Așa, e bună. La 10. am mâncat cheesecake-ul, ne-am comandat niște burgeri foarte buni. Da, mami, e obosit rău.
Am mâncat niște burgeri foarte buni de la, cum se numea, Cristi? Burger Factory. Da, Burger Factory. Dar super buni, eu care nu mănânc vită, deci mi-au plăcut mult, mult, mult. Și cam asta am făcut toată seara, până acum, de la 8:30, cam așa, de când a venit Vlad, până acum. Am stat, am cântat, am ascultat muzică, a fost chiar foarte drăguț. Și acum urmează să merg și eu să mă demachiez, pentru că am făcut duș înainte, v-am zis. Nu știu ce am aici. Am făcut duș înainte eu, trebuie să merg să mă demachiez, să-mi fac rutina de skincare, creme și toate chestiile alea. Și gata, ne punem la somn, pentru că mâine ne trezim, surprinzător sau nu, de dimineață. Pentru că, v-am zis, o să fim așa pe drum, sărbătorim, îl sărbătorim pe Cristi în mai multe părți. O să fie foarte drăguț, presim. Ziua de mâine o să fie o zi foarte bună, deși suntem cam obosiți, dar, mă rog, a fost foarte drăguț și cu Vlad, chiar n-a mai venit de mult pe la noi. Și și-a cumpărat o mașinuță nouă, ce este, Cristi, mașina lui Honda? Sau Hyundai, mereu. Sau Hyundai. Este o mașină hibrid. Dar foarte interesantă. Cred că a fost, da, e prima mașină hibrid în care mă urc, sincer. Nu. Da, și tu? Dar e foarte interesantă. Deci e super, arată foarte bine în interior. E micuț, așa compact, chiar îmi place tare mult. Și are transmisie automată, parcă nu, cutia e automată. Sau e manuală? Mă, totul. A uitat cheesecake-ul la noi. I-am pus și lui la să ducă acasă și l-a uitat. Da, o să trecem mâine pe la el să îi ducem. Da, e foarte, foarte drăguță mașina, deci chiar mi-a plăcut tare mult. Am stat acum cu el în mașină vreo jumătate de oră. A zis că într-o seară să ieșim să ne plimbe așa el cu mașina, să vedem și noi, pentru că suntem și eu și Cristi și Vlad, suntem pasionați de mașini, ce credeți? Gata. Merg să mă demachez și ne auzim mâine dimineață. Gata, la culcare, stingerea. Deja Garfi pe aici este extrem de, de nemulțumit, da, nu știe ce se întâmplă. Și apropo, Vlad are alergie la pisici. Nu știu dacă v-am spus treaba asta sau nu, dar a luat două Claritin. Deja a început să strănute, să-i apară fel și fel de bubițe pe față. Și culmea este că Garfi, care nu suportă pe nimeni în afară de mine și Cristi, deci la ai mei nu stă, la părinții lui Cristi nu stă, nu iubește pe nimeni, este foarte, foarte, cum să zic, e distant așa. Deci, antisocial, da, deci la Vlad. Sărea pe el, îl pândea, deci nu vreți să știți cum a fost când am mâncat aici în sufragerie. Fugeau unul de altul. Da, fugeau, exact. De fapt, nu fugeau unul de altul. Vlad fugea de el și el fugea după Vlad. Cam asta a fost situația, dar mă rog, până la urmă s-au împăcat, că na, trebuie să se accepte ce să fac. Aia e. Bună Dimi, de fapt bună Dimi, la ora 1, oh my god. Eu 1, după cum vă spuneam, noi l-am sărbătorit pe Cristi sus, ați văzut treaba asta. Și acum am pornit către ai mei, plouă afară și s-a îndeplinit una dintre dorințele lui Cristi. Să ningă de ziua lui, dar cum v-am zis, aici în oraș plouă, însă ne-a spus mama că acolo ninge. Deci, o dorință s-a îndeplinit, ți-ai mai pus încă două, poate și alea. Deci am dormit extrem de puțin și extrem de prost. Cred că m-am pus în pat pe la vreo 4, cred că era. Cam așa. Până am pus că mi-am adus eu aminte că trebuie să pun mâncare la pui, până mi-am făcut rutina de skincare, toate chestiile astea, m-am mai uitat puțin pe YouTube și mi-am dat seama că e ora 4, trebuie Larisa să te culci neapărat. De unde? Ne-am trezit pe la 8, Cristi a avut ceva treabă de rezolvat dimineață. Am mai stat în pat până pe la vreo 9 și cam asta a fost toată chestia, dar v-am zis, nu m-am odihnit absolut deloc. M-am îmbrăcat și eu dimineața drăguț cu acel plover pe gât galben, doar că nu l-am suportat ca niciodată. Nu, pur și simplu, gâtul meu îl respingea, simțeam că mă sufoc și am renunțat la el. Mi-am pus ploverul ăsta mov, mi-am luat ghiozdanul de la Zara.
Păi, dar unde-i ursul meu? Ah, uite aici. Are ursulețul. Credeam că l-am pierdut. Așa. Pantalonii sunt aia crem, niște bucanci și cam aia e toată treaba. Nu o să stăm afară sau ceva, dar m-am îmbrăcat și eu să fiu îmbrăcată bine. Și cam asta s-a întâmplat până acum. Am mâncat sus niște tort. Dimineață a venit Cristi cu covrigi calzi. V-am zis eu că încă voiam să mai mănânc niște covrigi calzi pentru că îmi plac foarte mult. Dacă aș găsi undeva niște covrigi doar cu sare, noi găsim cu sare și cu mac. Mie nu-mi place macul, îi masez așa ca să le dau macul jos, pentru că îmi rămâne printre dinți și mănânc doar sarea. În fine, ce discuții la ora asta pot să am, se vede că n-am dormit, sunt obosită, credeți-mă, sunt obosită. Ia uitați-vă ce brăduleț drăguț au făcut ai mei. Drăguț, tare, 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 tare. Foarte drăguț e. Și aici la geam. Uite ce frumos e ăsta. Ăsta e de când eram eu mică. Ia să punem asta în priză. Vai, dar ce frumos se vede acolo sus modelul ăla. Nu am ce mișto să vede. Drăguță rău. Frumos. Atât de mult îmi place perioada asta. Arătăm, mami, ce drăguță ești. Ia, iubirea mea. Am îmbrăcat-o pe Dori și mergem și noi afară la grătar. Știți că vă spuneam că o să vă arăt instalațiile. Arată drăguț rău de tot. Astea sunt puse la scară, nu știu dacă vă dați seama. Și astea sus pe casă. Tic, 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 tic. Și ia să mergem noi și în partea din față să vedeți cât de festiv arată. Yay! Și cam așa arată per total. Fantastic, nu-i așa? Dimineața, este luni și noi avem un moment rar, se întâmplă, sincer, să avem un moment din ăsta așa de afecțiune. Ne-am trezit, bine, eu m-am trezit pe la vreo 7 și ceva, cam așa, el a mai dormit. N-am vorbit cu voi prea mult în weekend, adică ultima oară cred că ne-am auzit sâmbătă, asta pentru că am stat mai mult cu ai mei și am uitat să filmez. Deci am lăsat acolo camera. Pur și simplu m-am deconcentrat, m-am relaxat, chiar am uitat că eram prinsă în treaba asta cu filmatul, dar mare lucru nu ați pierdut, cred că v-am arătat cum a decorat tata casa, mâncarea pe care a mai făcut-o mamaia, cred, nu sunt sigură că v-am lăsat câteva cadre și cu Dora și Ben și cam asta am făcut, deci nimic extraordinar. Iar aseară am ajuns în Constanța și am adus aici lângă mine cadourile pe care le-am primit. V-am zis eu că o să vi le arăt. Și hai să începem cu ce am primit de Sfântul Nicolae de la Cristi. Mi-a cumpărat acest gel micro-peeling, ia să vă zic exact cum se numește. Gel purifiant micro-exfoliant pentru imperfecțiuni severe. Așa este el de la La Roche-Posay, de la La Roche-Posay, mi-l doream eu foarte mult și să știți că l-am folosit. Mi l-a dat vineri, iar eu l-am folosit sâmbătă și mi-am spălat fața cu el și aseară. Este incredibil, deci îmi lasă tenul atât de curat, nu vă puteți imagina, îmi place foarte mult. Îl am pe cel în varianta mare. Ce cauți, mă-mpungă?
de 400 de mililitri și chiar face o treabă foarte bună. Mai am aici o agenduță, dar am întrerupt filmarea ca să o pot desfolia, nu voiam să vă fâșui. Așa arată, este superbă, deci superbă, pur și simplu, și verdele ăsta mi se pare incredibil. Are elastic și hai să vedem cum este în interior. A, simplu așa, dictando să zicem. Ia, sunt curioasă. A, nu, n-are o prima pagină, dar este un carnețel. Așa, are și semn din ăsta. Mi-e place foarte, foarte mult cum arată. Cu siguranță o să o folosesc eu la ceva. Îi găsesc o întrebuințare, deși eu folosesc doar agenda pe care am cumpărat-o din DM. Dar, nu știu, poate o să-mi scriu comenzile de la Oriflame sau habar n-am. Și dacă vedeți că părul meu stă foarte ciudat, se întâmplă treaba asta din cauza faptului că aseară l-am spălat și am destul de târziu și am adormit cu el semi-ud, de fapt semi-umed, și are o formă cam ciudată, inclusiv bretonul, trebuie probabil să-l îndrept cu peria aia. Și am mai primit aici încă un set de la Rituals. Este cel roz. Eu l-am avut pe cel verde acum de curând. Așa este cutiuța. Am de gând să o păstrez, vă dați seama. Sunt un colecționar înrăit de cutii și asta mi se pare foarte, foarte, foarte drăguță. Dar nu pot să o deschid. Ce naiba? Încerc, să știți, îmi dau silința. Uite, așa este capacul, e drăguț rău de tot. Sunt produsele aici, 4. Ăsta sigur este săpunul de mâini. Ia să vă zic. Deci, avem aici Rituals of Sakura. Este săpunul de mâini. Da. Mamă, ce drăguț arată. Și hai să-l mirosim, că nu mai pot. Mamă, cât de bine miroase, dar cred că mai bine îl țin pentru perioada aia de primăvară. Are un miros așa foarte fresh, floral. Cred că îl țin pentru primăvară și are cât? 300 de mililitri. Apoi, mai avem aici un, ce e ăsta? Un body scrub. Eu mai am unul, cred că pe cel albastru sau verde, nu mai știu exact. Hai să vedem. Cred că e sigilat. Da, este sigilat și nu îl voi deschide pentru că l-am început pe celălalt și vreau să-l termin. Acesta are 125 de grame. Ce faci, mă, mami, aici? O, supăratule. Azi trebuie să mergem cu el la veterinar pentru deparazitarea aceea internă și e supărat că i-am ridicat castronelul cu mâncare. Nu are voie, practic, să mănânce înainte de acea pastiluță și e supărat. Mai avem aici un, cred că este acea spumă, da, uite, shower gel. Este acea spumă care îmi place mie foarte mult. Nu este mirosul, dar presupun că miroase ca cealaltă. Mama le avea pe astea roz și îmi spunea că îi plac foarte mult. Îi place mirosul, în special la ele. Și aici, sigur, asta este crema de mâini. Da, uite, este o cremă de corp, o să o folosești pe corp, are 70 de mililitri, așa arată și ea și hai să vedem. Uite, chiar nu mi-am aplicat crema astăzi. Așa este cremuța. Hai să vedem. Mamă, cât de bine miroase! Dar clar o țin pentru perioada de primăvară. Mamă, ce bine miroase! Ia uite, mamă! Îți place și ție? Foarte bine miroase. Îmi place mult de tot. Așa. Îmi doream eu setul ăsta foarte mult și Cristi a reținut treaba asta. Și mai avem acele chestii pe care nu știu dacă le-ați văzut în holul Kaufland. Cred că a apărut. Nu sunt sigură. Și hai să le deschidem. Eu voiam să trișez să le deschid și atunci. De fapt să deschid săculețul ăsta să vedem ce dulciuri am aici. Dar am zis să fiu fată cu minte și să aștept. Ia să vedem! Deci, avem un... ce drăguț arată! Un Moș Crăciun, o acadea... Asta ce sunt? Geleuri, mă! Ia uite, sunt geleuri din alea cu formă de ursuleț. Și asta cred că la fel, nu?
Da, din alea agumate. Și mai avem o ciocolățică. Și sper eu că asta nu este... Ba da, asta este o nuielușă. Vezi, mami? Asta trebuia să primești tu. Când sar pe colivia lui Cocu. Da, foarte interesant pachetelul ăsta, la care se adaugă și acești papuci. I-am arătat în hall, cred. Nu știu, v-am zis cum apar clipurile, abia aștept să-i port, deci nu mai pot. Îmi plac tare mult. Și lui Garfi îi cam plac așa, dar o să-i purtăm împreună. Cam asta este ce am primit de la Cristi și acum vreau să vă arăt ce am primit și de la ei mei. În primul rând, avem o pungă plină cu dulciuri. Am pus eu în punga asta ca să le pot transporta mai ușor. Aici sunt și dulciurile mele și ale lui Cristi. Mai aveam încă o cutie din asta de brownie. Știți că sunt dulciurile mele preferate de la Milka, dar s-a mâncat aseară. Ce să fac? Voiam ceva dulce pe la vreo 12 și am zis să mănânc o cutie din asta. Mai avem aici niște bombonele din astea Oreo, tot Milka. Iarăși ceva de la Milka Oreo. V-am zis, sunt împreună. Eu, spre exemplu, aveam, cred că astea și pe astea le avea... Nu, eu le aveam pe astea și pe astea le avea Cristi, dar am făcut schimb pentru că îmi plac mult mai mult acestea. Niște Kinder King, parcă, nu? Da. Așa. Ou din ăsta de la Kinder, bineînțeles că am mai avut unul, eu l-am luat pe amândouă și l-am mâncat atunci seara. Rom, cea mai bună ciocolățică existentă, pentru mine este romul. Un Kinder Delis, la fel am mai avut, dar s-a mâncat, nu știu cum. Și mai avem o din asta Albany, care sunt foarte bune. Așa, hai să vă arăt ce chestii drăguțe am pentru make-up. Am primit această pudră de la Ofra, pe care mi-o doream de o viață, parcă. O am în nuanța cea mai deschisă, cred că am un fir de păr pe aici. O am în nuanța light și arată divin. Așa, trebuie să am mare grijă cu ea, pentru că... Ia să vedeți, nu are, practic, n-a avut acea folie și tot produsul a ieșit aici foarte mult. Eu m-am chinuit atunci seara să bag pudra la loc, cum ar veni în recipient aici, doar că nu prea am reușit. Am folosit-o azi dimineață și mi se pare senzațională. Zici că am catifea pe față, pur și simplu. Nu este mată, ci mai mult satinată cumva, deci mă încântă foarte mult, e extrem de fină. Și da, chiar îmi place. Își merită toți banii, sincer. Apoi, mai am de la The Balm această pudră de contur. Ei cred că o numesc pudră bronzantă, dacă nu mă înșel. Da, bronzer blush. Însă eu îl voi folosi pe post de contur. Așa se scoate de aici. Și așa arată. Este un... fard, hai să zicem fard, o pudră care are un subton atât de rece, mi se pare perfect pentru conturarea feței, are și o oglindă, ce să zic, mie îmi plac foarte mult produsele de Balm și chiar mi-l doream și pe acesta, mama bineînțeles că este la curent cu tot ce îmi doresc și îmi îndeplinește dorințele. Mi-am mai cumpărat un gloss din ăsta, bine, este cu Zodia Scorpion, dar i-a plăcut nuanța, știa că căutam de foarte mult timp nuanța aceasta, pe care o am și astăzi pe buze, să știți, îmi place foarte mult. Este de la ce? Revolution, parcă? Unde scria, măi? Da, uite, Revolution. Așa arată și finish-ul nu este mat, să știți. Este semi-mat, ușor satinat, buzele rămân hidratate, dar în același timp nu lucesc. Așa cred că puteți vedea. Nu se lipesc, dar sunt hidratate. Îmi place mult și ăsta, nu mai pot. Ea era așa și așa, nu știa sigur dacă o să-mi placă finish-ul, dar e perfect. Și mi-am mai cumpărat acest ser de la It's Skin, de care v-am vorbit eu acum ceva timp și v-am spus că mi-l doresc de
foarte mult timp. Este cel pentru cu vitamina B6, pentru pori, pentru... Deci e divin, ce să vă zic, l-am folosit aseară. Nu știu să vă spun dacă funcționează foarte bine sau ce rezultate, dar trebuie să vă spun faptul că miroase bine, rău de tot și nu... Nu are consistența aceea uleioasă, cred că puteți vedea. E mai mult lichid, zici că mi-aș fi aplicat un toner sau ceva. Așa, cam asta cu partea de make-up. Doamne, ce mă enervează bretonul ăsta, trebuie să-i fac ceva neapărat azi că am de ieșit pe afară. Și apoi, mai avem așa. Uite, am aici punguța. Mi-au mai cumpărat această cană de la Avon. Ai mei știu că sunt colecționar de căni și nu știu dacă sunt neapărat mulțumiți cu treaba asta, pentru că am căni peste tot, dar mi-au cumpărat-o pe asta în formă de șoricel și în momentul în care pun un lichid fierbinte, îi se închid ochii. Nu știu cum să vă arăt sau dacă funcționează când am eu mâinile calde. Nu cred. Dar e simpatic rău de tot, rău de tot. Îmi place foarte mult. O să vă arăt într-un daily vlog cum mi se închid ochișorii. Apoi, mai am acest tricou. Doamne, deci cred că este tricoul meu preferat. Deși nu știam de existența lui, dar parcă mi-l doream de când m-am născut. Este cu leuțul ăsta din desene animate, nu mai știu eu cum îl cheamă. Așa, eu fiind zodia leu. Tricoul ăsta, având un leu și fiind combinația între negru și galben, combinația pe care eu o ador, ai mei au mers la sigur, știau pur și simplu că o să-mi placă și mai mult decât atât, ia uitați-vă ce mesaj avem pe spate. The Lion King. Ce să vreau mai mult? Îmi place mult de tot, e drăguț, 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 este crop, vedeți? El pare așa mare, dar este oversize, îmi vine foarte bine. Aoleu, mă sună curierul. Ia uitați-vă puțin. Ce am primit? Coletul de la H&M. M-a sunat băiatul de la Fan și când am văzut că... n-ai, cunosc numărul și când am văzut că e el, zic, Doamne, în sfârșit vine H&M-ul pe care îl aștept de o săptămână și ceva de mult timp, nici nu mai știu. Iar aici am cadoul din partea bunicilor mei, v-am spus, dar filmăm un alt clip cu un unboxing. Ce am obosit. Și afară să știți că e cald. Deși pe geam se vede un murat așa, dar e chiar ok. Nu mai știu la ce am rămas, probabil vă spuneam de tricoul ăsta că îmi place foarte mult, este oversize, îmi vine foarte bine. Mai am aici un tricou de la Lee, care e pe dos, firește, pentru că l-am probat aseară. Știți că mie îmi plac foarte mult tricourile de la Lee Cooper, am o grămadă, o grămadă și acesta este un galben așa foarte drăguț, îmi place mult combinația. Mărimea este S, să știți, în cazul în care vreți să vă plasați o comandă de la Lee Cooper. Eu port mărimea S la tricouri în cazul în care vă interesează. E drăguț, îmi place, îmi vine foarte, foarte bine. Apoi, ceva... Mami, nu mă agăța, te rog! Ceva ce îmi doream de foarte mult timp, de când mi s-a pus mie pata pe nuanța asta frumoasă de verde, este acest plover. Îl găsiți la... pe House, pagina lor. Este superb, deci pur și simplu superb, nu mai pot, deci, Doamne, cât mi-l doream și ai mei știau treaba asta. Este așa pe gât, eu din cauza claustrofobiei și problemelor pe care le am cu glanda, nu pot să port pe gât, simt că mă sufoc, dar i-am sucit așa gulerul și vine foarte frumos la baza gâtului, se așează tare bine, îmi place mult, mult, mult. Mânecile sunt, vin foarte frumos, o să vă arăt probabil în următorul daily vlog, nu stau acum să fac try-on pentru că... Ce faci, mă? Pentru că mi-ar lua mult timp. Este la fel, scurt și el și vine foarte, 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 foarte bine. Și mai am aici... Ce caută pantalonii? Doamne, când m-am schimbat aseară mi-am pus și pantalonii aici. Mai am și această pereche de pantaloni. Pe care la fel mi-o doream de mult timp, v-am spus că eu prefer, când mă întreabă cineva ce vrei cadou de Crăciun, ce vrei cadou de ziua ta sau așa, să dau niște piste cumva, ca oamenii să știe ce îmi doresc pur și simplu, adică să n-avea rost să-mi cumpere, nu știu, ceva ce nu aveam nevoie pur și simplu. Și eu îi mai trimit așa mamei mele poze pe WhatsApp cu: mamă, uite ce cool sunt pantalonii ăștia sau ce drăguț e, nu știu ce tricou, și mama reține.
Și îmbrăm pantalonii ăștia, sunt de la Pull&Bear parcă, vin aici foarte strânși în talie, cu elastic și au nasturi aici și fermoar. Opa! Ușor, mami! A căzut de pe cutie în pungă. Așa, au și un cordon din ăsta pe care îl pot da jos, cu siguranță nu îl voi lăsa. Sunt mărimea S, foarte drăguți. Așa, eu i-am suflecat aici jos, sunt dintr-un material grosuleț, aș putea spune, ca din ăla de blug, ce să zic. Sunt in love, abia aștept să îi port astăzi, văd eu unde merg, v-am zis, am treabă pe afară și abia aștept să îi port. Sunt înnebunită pur și simplu și mulțumesc foarte mult pentru ele. Bine, eu le-am mulțumit și în particular, să zicem, nu e necesar să le mulțumesc aici pe vlog, pentru că, na, pe lângă viața asta în online pe care o am, evident că am o viață și cu familia mea, o viață personală. Dar mulțumesc și aici pentru toate și că de fiecare dată oamenii din jurul meu țin cont de ceea ce îmi doresc eu. Cristi a reținut, deci eu i-am zis de setul ăsta acum foarte mult timp și el cred că și-a notat undeva sau nu îmi explic. A reținut pur și simplu că eu vreau setul ăsta, n-am mai zis nimic de el, nici nu mi-a dat de înțeles că l-ar cumpăra și m-am trezit cu el acum, deci fantastic, ce să zic, da. Și cam astea sunt cadourile pe care le-am primit. Am primit și din partea părinților și bunicilor lui Cristi dulciuri și bănuți. Și abia aștept să vedem cum sunt hăinuțele de la H&M pe care le-am luat din partea bunicilor mei. Nu mai pot, gata. Sunt extrem de entuziasmată, fericită. Am uitat să vă zic că mama mi-a cumpărat și uleiul ăsta de la Avon, preferatul meu, îl iubesc și pe el și acum chiar gata, serios. Mă uit pe aici prin jur să nu fi ratat nimic, dar cred că am menționat tot ce era de menționat. Cam acesta a fost și clipul de astăzi. Îmi pare rău că n-am filmat foarte mult. Am început parcă să filmez când a venit Vlad la noi vineri. Am stat mult atunci cu el, v-am zis, până pe la vreo 3, ne-am culcat la 4, ne-am trezit la 8, am mai stat așa prin pat, dar nu s-a mai lipit somnul. Pe urmă, sâmbătă, duminică, l-am sărbătorit pe Cristi, am făcut grătar, am stat afară, deși a fost foarte frig, deci foarte frig. Și astăzi am de gând să așez lucrurile la locul lor, să rup etichetele, pentru că eu ador să rup etichetele hainelor, sunt înnebunită. Și o să deschid colețelul, probez hainele, sper să nu fie cazul de retur. Mai am și câteva cadouri pe aici prin această comandă și cam asta o să fie și ziua de astăzi, mă pun să editez, mai am de editat și câteva fotografii. Da, bine, gata, v-am lăsat, acum sunt fericită, deci nu mai pot, vreau să deschid colețul ăsta. Mulțumesc că ați stat cu mine până acum, sper că v-a făcut plăcere să mă aveți alături în această perioadă frumoasă și ne revedem cu un nou clip. Pa, pa!